București, destinație de City Break, este primul produs turistic organizat de o firmă străină în România. Meshek Wings, unul dintre cei mai importanți tur operatori din Israel, derulează acest program în perioada mai-august. Încercăm să transformăm Bucureștiul într-o zonă de leisure și nu numai de business pentru turiștii în Israel. În plus, în afară de acest proiect care este foarte important și care pot să vă spun că suntem bucuroși că s-au vândut deja 3500 de bilete, asta înseamnă 3500 de turiști în momentul de față și încă ne așteptăm la mai mulți. Mai sunt proiectul de Constanța, acolo ne așteptăm la 2000 de pasageri în primul an. Avem programul nostru tradițional de munti, tur organizat cu ghid, cu autocar, care acolo în fiecare an am avut pistii 2500 de turiști și anul ăsta ne așteptăm să fie la fel. Deci în total pot să spun undeva la 8500 de turiști ne așteptăm pe acest sezon. Toți ghizii care Canfei Meshek îi aduce în România, toți sunt de origine română, vorbesc limba română și cunosc istoria și România perfect. Cunosc limba ivrit, plus toți știu o franceză, o engleză. Dacă sunt mai tineri, știu toți engleza. Dacă sunt mai în vârstă ca mine, știm perfect franceza. Le prezentăm întâi și întâi geografia, istoria, poziția României în Europa și, bineînțeles, bogățiile și tot ce e frumos în România. Primul zbor din programul București, destinație de City Break, a avut un grad de ocupare de 98%. Salutăm inițiativa tur operatorului din Israel, care practic face turism incoming spre România, între puținii tur operatori. Poate va fi și un îndemn pentru tur operatorii români să avem și turiști care vin în România, organizat, mă refer la grupuri mari și în special curse charter. Compania Blue Air le-a oferit capacitățile respective, avioane 262 de locuri minimum, pentru operarea aproximativ 50 de curse charter din Israel către București și Constanța. Concretizarea acestui program se datorează sprijinului oferit de Autoritatea Națională pentru Turism. Conform declarațiilor reprezentanților firmei israeliene care activează de peste 11 ani în România, este prima dată când autoritățile susțin activ astfel de proiecte.